Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață. Bun, ia spuneți copii, ce mai faceți? Ce mai faceți? Aha, ați v-ați lăsat creierul acasă, v-ați să zică. Am înțeles, păi bun, atunci astăzi este o zi perfectă pentru un test fulge. Astăzi fiind ziua mamei și a tot ce e mai frumos pe acest pământ, o să vă dau un test fulge. Pe următoarea temă, foarte, foarte specială, așa, ca pentru voi, să scrieți frumos acolo ce videouri ați făcut în care s-o băgați și pe mama voastră. Păi, și dacă unii n-au așa ceva? Asta înseamnă doar view-uri pierdute, nu v-am mai zis că view-urile înseamnă totul pe YouTube? Ba da. Păi vedeți? Și demnitatea, domn profesor? Da, dracu de demnitatea ta timp cât îți iese banul? Adevărat? Aveți 5 minute să scrieți, începeți acum. Peste 5 minute. Bun, ia să vedem, ați terminat? Nu. Peste alte 5 minute. Așa, deci copii, gata? Nu. Bă, ia hai, pixurile jos în momentul ăsta. Acum, ia să vedem ce răspunsuri ați dat. Oh, eu, domn profesor, eu. Mimi? Deci, eu am făcut așa. În primul rând, cum să fii frumoasă cu mama. Aha, ok, mai departe. Am mai făcut și una reacționez cu mama la Shelly vs. Vlad Munteanu Rap Battle 2. Aha, așa și... Și de curând un mama vs. o fană. Bine, Mimi, 7 pentru perseverență, dar îți trebuia ceva mai... mai catchy, ceva mai... Dar poate următorul candidat va fi mai bun. Ia să vedem. Abi? Ia zi, fă, ce vrei. Nu mă lua pe mine cu ia zi, fă, că e rândul tău să răspunzi. Ia zi tu. Ce ai scris în test? Nimic. Păi cum adică nimic? Păi uite așa, nimic. Nu bag eu pe mămicuța mea în rahaturi de-astea de 2 lei. Măcar atât respect să am și eu. Tu? Respect? Bine mai Abi, 2. Haoleu, da, bă, cum 2? N-ai scris nimic. 2. Păi stai așa, șefule, păi dacă stau eu bine să mă gândesc, păi câtea... Am ceva. Ce ai, Abi, ce ai? Da, pe Insta, nu pe YouTube, că acolo-s forță. Da, bine, arată-mi. Bine, boss, tu ai vrut. Mă, nu prea aș vrea eu să mă filmez acum, că arăt ca ultimul boschetar, că nu m-am tuns. Dar să moară familia mea, de când n-am mai mâncat acasă, de la mămicuța mea, direct... Aripioare de-astea, numărul 1 ca la noi la țin. Ia zi, boss, ce părere ai? Merit un 10 măcar, că e cu mama. Așa. Păi și eu? Altcineva? Alpaca? Păi eu n-am și nici n-am să fac. Jimmy? Am doar niște povești, vreți să zic? Codrin? Aha, Cătălin? Tu? Am zis eu ceva greșit? Alo? Fă cum să întrebi așa ceva, că arunc acum cu carnețelul ăsta furat din episodul trecut în tine? Păi tu nu-i știi lui ăsta povestea? Nu, chiar nu. Și care-i faza cu carnețelul ăsta așa de misterios? He, dacă aș ști să citesc, ți-aș zice să mor eu. Păi, Cătălin? Unde a fugit? Cred că a plecat să plângă singur în baie. Mă rog să văd, așteptați-mă în liniște. Că dacă nu... Cătălin? 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 Mami? Bă, Ramu, da, mă. Bă, tu ai văzut ce mai postează copiii ăștia pe YouTube, mă? Uite aici. Mama reacționează la Five King Mod Avion. Ce? Bă, poți te rog frumos să-mi arunci și mie ăla înapoi, că mi-a alunecat. Ți-ai alunecat de spart geamul? Se mai întâmplă! Oh. Headshot! GG, mă! GG!